Federația Română de Handbal are posibilitatea de a înscrie 5 echipe în ediția 2014-2015 a cupelor europene, precum Liga Campionilor, Cupa EHF și Cupa Cupelor. Acestea vor fi alese după desfășurarea Cupei României, în funcție de evoluția din timpul competiției a tuturor formațiilor. Conform clasamentului Ligii Naționale, inclusiv finalista sau ocupanta locului 3 la Cupa României de la Târgoviște se pot clasifica în Cupa Cupelor. Toate jucătoarele participante au prilejul de a se afirma. Desigur că în urma jocurilor la Cupa României poate să mai apară unele jucătoare tinere, având în vedere că echipa națională feminină este în plină reconstrucție și în jurul acestor minunate jucătoare cu mare experiență, care au dus greu în ultimii ani, au venit din urmă jucătoare tinere care au crescut de la an la an și cu siguranță poate să formeze în viitor apropiat o echipă competitivă care să ne reprezinte în competițiile internaționale la cel mai înalt nivel, astfel încât toți iubitorii handbalului să aprecieze și să vină cât mai aproape de handbal. În aceste zile, la Târgoviște vor fi prezente în jur de 40 de jucătoare, iar cele mai bune dintre acestea se pot face remarcate pentru a evolua la echipe chiar și de peste hotare. Antrenorii lotului național au oferit ocazii de afirmare și unor jucătoare care inițial nu promiteau foarte mult. Am dat posibilitatea și altor jucătoare care în trecut nu aveau șansa să fie aproape de prima reprezentativă. În urma acestor competiții organizate de Federația Română de Handbal, în care au participat echipe foarte puternice din afară și cred că trofeul Carpați e cel mai reprezentativ. În ultimii ani au venit echipe cu nume, Germania, Spania, Ungaria, echipe foarte, foarte puternice, în care au apărut anumite jucătoare care, eu știu, în trecut nu reprezentau foarte mult, dar în acest moment sunt certitudini, pot spune, dacă în trecut erau doar promisiuni.